o masă ca în vremurile de altă dată, merge, ia fă trei pași, hai. Ia mișcă-te-ți, bă, dacă mai știi să mergi după 14 ore de stat în mașină. Arată foarte fain această zonă, mai ales noaptea când toate aceste reclame se văd și mai bine. Știe cineva domnul ăsta în Izmene a cărei comunități este reprezentant? Hei, bună dimineața, oameni buni! Să mă dau puțin mai în spate, să ne vedem, dar îmi vine soarele în ochi. Până la urmă, tot așa este, bine să începem vlogul de astăzi. Am pregătit mașina, numai că, dacă aveți un ochi mai atent, puteți să observați că sunt în haine de lucru, cu toate că pantalonii scurți nu demonstrează acest lucru. Hai să facem un intro mai scurt. Astăzi am o surpriză pentru voi, dar în primă fază trebuie să merg să prestez în câmpul muncii primele ore, după care vom sta de vorbă mai mult. Face și un update la ceea ce lucrez astăzi și, așa cum spuneam, spre mijlocul zilei, vă dau alte informații. Bineînțeles că sunt în grabă, mașina este full de lucruri. Acum trebuie să plec și ne vedem mai târziu. Am ajuns la muncă, lăsăm pereții pentru o altă dată, chiar dacă eu mai trebuie să fac niște retușuri. Ok. Update-ul lucrării este că prietenul meu a decis să demonteze pereții din sticlă. A fost o aventură. Am avut niște ventuze speciale cu ajutorul cărora am desprins pereții de sticlă. Am demontat șina pe care aceștia erau instalați și acum aștept să vină prietenul meu, pentru că trebuie să ne apucăm să instalăm gresia. Ok, mai că vă arăt mai târziu, înainte să plec, cum arată baia în momentul respectiv. Ok, prietenul meu a reușit să instaleze câteva rânduri de gresie. Nu este simplu, pentru că suprafața nu se află în condiții minunate. Trebuie date multe găuri unde vin scurgerile, conexiile de apă, etc. Ok, eu prea multe lucruri nu am rezolvat ca să vă arăt, ci doar mici intervenții, în sensul că am mai astupat din găurelele care se mai vedeau. Am lucrat în altă parte de am pus o priză și încă vreo 2-3 chestii mărunte. Ok, acum hai să mergem la drum, pentru că este târziu, am terminat cu munca. Ai, pârâie! Oasele la moșneag. Am parcurs o distanță de vreo, nu știu, 260 de mile. Cred că vreo 4 ore jumate, 5. Prietenul meu cu care sunt și s-a dus să-și cumpere ceva de aici, de la magazin. Suntem pe autostradă, am oprit într-o zonă unde sunt toalete. Plața, cum se mai numește ea, sunt toalete, magazine, restaurante, fast food-uri. În spatele meu cineva spunea că nu sunt stații de alimentare pe autostradă în state. Hai să vă arăt câte sunt. Nu că nu sunt. Ha, uitați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Actually, cum ar fi zis un iancheu. Și mai sunt și acolo încă 4. Deci 12 stații de alimentare și nimeni nu alimentează în momentul de față. Acolo este o parcare pentru RV-uri. Și cei cu tirul au undeva în spatele acestei clădiri, parcarea lor. La ieșire din această parcare se află și un Peco, unde benzina are un preț minunat, cu un dolar mai mic decât în statul Illinois. Bravo, domnilor comuniști din Illinois! Sunteți meseriași! Viva democrații! Fanculova, ar fi zis un italian. Ok, cred că bag ceva în guriță, pentru că astăzi nu prea am mâncat. Hai să pregătim masa. Nici nu știu de unde să încep, dar am o măsuță. Prea multe cred că nu mâncăm, pentru că vine noaptea și mă ia somnul. Eu voi fi șofer și la duș și la întoarcere. Un drum de 13 ore și 40 de minute pe GPS, plus opriri, te duce undeva la 14 ore, 14 ore jumate. Pentru că suntem într-o mini-vacanță, mai sărim și noi calul. Știți că eu nu prea mănânc
slănină, mezeluri, dar o masă ca în vremurile de altă dată merge. Am o măsuță care se extinde și aș putea să o pun lângă mașină, dar bate vântul și nu am chef să-mi sufle toate de pe masă. Fără pâine, pentru că ne îngrășăm. Glumesc. Eu oricum nu mănânc pâine. Nu știu, prietenul meu. Deocamdată văd că încă nu a venit. A găsit el interesant ceva prinăuntru de stă atâta timp. Este autostrada în apropiere. Suntem undeva în zona Cleveland. Suntem la cu mască și fără mască. Nu am desconspirat persoana care mă însoțește. Aveți 10 secunde să ghiciți. Dacă vă spun doar un cuvânt, Cosmin. Ia, cine e? Celebrul papa. Se zice că la bătrânețe trebuie să ai grijă de copii, trebuie să aibă grijă de părinți, nu? Și acum mi-a venit mie rândul să am grijă de tine. Dacă nu ești cu minte, îți rup urechile în mini-vacanța asta. Mai avem încă 8 ore, 500 și ceva de maile. Am mâncat bine, acum putem să ne culcăm. Suntem în Pennsylvania. Am nimerit pe un drum județean. Cred că am greșit eu drumul stând de vorbă cu prietenul meu, dar se pare că nu s-a pierdut timp. Cert este că mai avem vreo 5 ore și jumătate până la destinație. Florin s-a oprit, de fapt ne-am oprit într-un peco. El s-a dus să cumpere ceva. Am vrut să iau benzină de aici, dar este mult mai scumpă decât în Ohio. We are in the middle of nowhere. Ar fi zis un ianchiu. Suntem undeva în Pennsylvania. Încă abar n-am pe unde. Pierduți în sălbăticie. Papa, cum ești? Ești viu? Păi, acum te scalpi în nas când vreau să îți fac un filmuleț să vadă lumea ce frumos ești tuns. Ne-am oprit într-un gas station să mai alimentăm și să pun niște cafea, bineînțeles, să pam niște pufuleți și continuăm drumul. Ia, fă 3 pași. Hai! Ia, mișcă-te, îți văd dacă mai știi să mergi după 14 ore de stat în mașină. După câte? 14 ore. Care 14 ore, mă? De cât am stat? De la 1 la 1 îs 12 și de la 12 la 6 îs 6. 18 ore. 18 ore. Ha. Mai știi să mergi? Ok, s-a făcut ziua. Suntem în statul New York. Și tocmai aici am trecut Hudson River, care arată superb. Minunat! Foarte fain. Mai avem încă 15-20 de minute până la destinație. Hai să vă vedeți și pe mine ce ochi roșii am. Ok. O dimineață minunată, a plouat și aici, noaptea trecută. Ia uitați ce frumos suntem. Ok, deocamdată nu vă dezvălui de ce am venit în statul New York, dar pe parcursul șederii veți afla.
Așa cum spuneam, mai sunt câteva minute până când o vom ajunge la destinație. Vom petrece aici, numai puțin să mă gândesc, una, două, trei, patru, poate cinci zile. Mașina a funcționat impecabil. Am schimbat cauciucurile înainte să plec, frânele, dar nu am avut nicio problemă, în afară de faptul că a fost noapte, a mers mult pe timpul nopții. Zici că s-ar simți o criză și în state, pentru că în comparație cu dățile trecute, când am mai fost la New York cu mașina, de data aceasta chiar puține mașchinete erau pe stradă, chiar și truck-uri sau tir-uri, cum le mai spunem noi românii. Cine știe, poate chiar e criză și oamenii ăștia, deoarece este an electoral, ne mint. Ok, dacă ar fi să ne luăm după șoferii de tir, atunci, într-adevăr, este o criză. Dacă ar fi să ne luăm după cei ce dau tot felul de știri despre economie, atunci aceasta duduie, cum ar fi spus domnul Tăricianu. Probabil au și ei un Tăricianu aici în state. Ia uitați ce peisaj frumos! Ok, am efectuat un tur, acum mergem spre gară și mai surprindem câteva cadre, sunt câteva chestii de filmat. Ceea ce am filmat pe parcursul turului va veni într-un vlog separat, pe care voi deja l-ați văzut sau îl veți vedea. Suntem în margine de Manhattan, în New York City. Papa, ți-a plăcut turul? Ce zici? Minunat! Arată fain New York-ul, așa e de pe apă. Are faiță, e un tur și cu autobuzul. Poate altă dată, acum am venit cu alte scopuri și am prins un pic de timp liber și am luat acest tur care a meritat din plin. Suntem în orașul care nu doarme niciodată, unde mereu puhoiul de oameni se revarsă pe străzi. Tot vreau să văd primul SUV de la Ferrari și iată-l. Mașina arată foarte faină. Parcă totuși când auzi Ferrari, bine Cosmin, Lamborghini, voi n-ați auzit ce am spus. Deci să moară beta dacă eu am zis că ăsta-i. Dacă nu credeam că e Ferrari, nu știu ce am să zic, dar ca să mamă n-am focă, în fine.
Merge puțin antireclamă orașului. Veniți în Chicago dacă vreți să vedeți curățenie. Sau curățanie, cum se zice, într-o zonă specială din România. Magazin de pescuit, cum l-ai văzut, papa? Domnul X îl ia cu leșine acum, dacă vede. What? It's close? I can't believe. Papa, pentru tine se deschide orice. Nebunia din orașul New York. Și când credeți că vă aflați pe o stradă oarecare, nu-i chiar tot, chiar așa, ia uitați. Hai că nu-s chiar așa de altă, să putea și mai mult. Bă, miroase a brânză de oaie. Sper că n-a trecut rumbaci pe aici cu mioarele. Adică aș fi vrut, nu că sper. Cum ar fi să treacă pe aici o turmă de oi? Suntem la câteva minute de gara centrală, nu este o zonă nemaipomenită, da? Asta e, se putea și mai bine. Papa s-a băgat să se uită la un magazin de pescuit, eu sunt out of this, I don't care. Ai cum să vii în New York și să te duci la magazin de pescuit? Bu, ar fi zis un italian. Și iată că începe să se apropie imaginea de cea pe care New York-ul o reprezintă. Reclame peste reclame, multă lume, torfotă. New York Times. What? Ok. Papa, băgăm un hot dog. Dacă ai mâncat un hot dog și ai venit în New York, ai venit degeaba. Ce zici? Nu? Băgăm unul? Ha? Băgăm unul aici? Hai să mâncăm la... Never know, să vedem ce ai. Dacă nu, băgăm un hot dog. Băi, nu băga acum clansoane când eu filmez. Hai să vedem ce are mine asta. Eu vreau un hot dog. Ce vrei? Prima dată un hot dog și papa a rupt pâșul cu un Philly cheese steak. Ha, are stomacul mai mărit cel. Bine, asta îi face pe grill. Acolo. Cât costă, papa? Cât? Cât să fie 32, măi? Păi, măi, vreo 6 dolari. Iată cum arată hot dog-ul meu. Făcut pe grill, numai cu muștar și ceva verdețuri. Hai că e bun. Oare cum o fi să fii polițist în New York și să-ți vină și salvarea? Un dezastru. Cred că a luat foc mâncarea lui papa, de ce fum iese pe hornul, pe geamul domnului acesta. Da, miroase bine. E fomică. Ia uite unde s-a urcat nielul nostru. Oare ce pui mei faci acolo? Papa, cred că ai dinți de lapte. Ok, să lăsăm să mănânce în tignă și să nu-l deranjăm. Minunat traficul din New York. Oare ce face nenea ala acolo? Mă ajunge să filmez. Vinde el ceva. Și nu mai clanxonați, disperaților! Că vă ia mama lui proces verbal. Iară vine o salvare. Sau iarăși. Sau din nou. Sau again. Oh my god, tocmai ți-a căzut crema de pe... Asta e. Papa, dacă vrei, mă plec. Și stau ca o masă să pui ăla pe spatele meu. Poftă bună.
glumițele mele de șantier. Bă, e vai să mănânci pe stradă, da? Parcă nu chiar aici. I-am luat un hot dog, l-am băgat repede la JEP. Cred că fazele astea se întâmplă la fiecare 2 minute, pentru că iarăși trece o salvare și tot traficul se dă peste cap. Acum, Doamne, ferește să nu fii... Să nu fii tu salvare. Eu poate mă întrec cu gluma, dar îmi pare rău dacă e cineva acolo care e bolnav sau a pățit ceva. Doamne și ferii, cum s-ar mai spune, în o anumită zonă de pe glob. Ce ne facem, fetele? Că am ajuns în Times Square. Așa, de la ce? De la era PDL-ul cu Orange, nu? Trăiască Emil Boc! Uite, ăștia strâng votul pentru Emil Boc. Pedeliștii. Mai trăiesc oare pedeliștii sau s-au desfințat? Nielul nostru vorbește în limbaj de Bronx. Arată foarte fain această zonă, mai ales noaptea, când toate aceste reclame se văd și mai bine. Foarte fain. Amazao, che culo. Ok. Și acum nu începeți. Ah, Cosmin, ce misogini ești. Doamna Chiara stătea bine pe Dric. Sau pe Sasiu. Hai că mi-a ieșit la urmă. Și ni se spune că este timpul să credem din nou în magie. S-a reîntors Harry Potter pe Broadway. Hai să vă arăt o chestie care s-a implementat aici în New York. Se ciordește în ultima perioadă și pentru ca hoții să nu mai pătrundă cu magazinele până la ușa în magazinului de unde se pună, autoritățile au băgat în beton niște țevi și au acoperit cu niște blocheți. Au camuflat ca turiștii să nu vadă că acestea arată urât. Ia uite, vedeți? Papa mi-a arătat unul. Da, pentru hoți, pentru că se ciordește la greu în ultima perioadă. Băi, ține mai pot intra cu mașina până în magazin. Și mergem cu și mergem către buricul acestei zone, cu alte cuvinte, acolo unde se țin concerte, în celebrul Times Square. Ce ziceați? Era mai bine la noi în state, uitați câtă lume e pe aici. Și asta e zi și noapte. Unde Dumnezeu vă duceți toți? Ok, hai papa să trecem. Hai. Să vedem ce concert avem astăzi în Times Square. Aici oamenii vorbesc despre niște chestii mai serioase. Ok, hai să vedem zona cea mai fierbinte. Papa nu-ți vine să cânt. Mă întorc cu drag în satul meu când primăvara vine, adică la Mediaș. Băieți, ăștia chiar lucră și noi ne plimbăm pe aici? Bravo lor! Ah, a ieșit soarele din nou. Auzi pe băieții din spatele blocului. Arde-o! Deci dacă te apropii și filmezi pe băieții aia, nu mai scap de ei. Pe lângă faptul că dacă nu faci o poză cu ei, te înjură. Bă, dar pe căldura asta, să stai îmbrăcat așa. Salut! Ok. Cam puțină lume în Times Square. Așteptam să fie mai multă agitație. Oricum nu e scena
care era de obicei. Se pare că nu e niciun eveniment. Nu știu dacă are rost să mergem doar să ne facem o poză acolo pe scări. Eu zic că nu. Cred că mai bine ne întoarcem. Aici mai bine vii seara. Ok. Gata, am plecat din Times Square. Ne ducem către gara. Așteptăm să trecem pe partea cealaltă. Suntem în apropierea denumitei Fifth Avenue. Da, da. Suntem pe Fifth Avenue. Știe cineva, domnul ăsta, newsmane, a cărei comunități este reprezentant? Bă, fain arată, ciupulica aia pe cap. Yeah, but I think... Chiar vorbesc serios. Who knows? Și când vă spuneam că am fost mai des în downtown New York City decât în downtown Chicago, nu credeați. Iată-mă, după câteva luni, întors aici unde am făcut vloguri undeva prin septembrie, octombrie. Ok. Papa spune că pe acolo am venit noi, dar asta nu înseamnă că tot pe acolo ne și ducem. Croton, Progepsi. Ok, hai să luăm bilete. Uite, acolo e o casă de bine. Nebunie, nebunie. Chiar dacă am mai făcut aici un vlog, era nu știu cum să vin să nu fac încheierea postării de astăzi din această locație, pentru că în 13 minute avem tren către zona nord și vreau să vă mulțumesc, dar hai să schimbăm imaginea. Papa mă filmează, îți rup urechile dacă mă pui pe internet. Săracul, de câte ori l-am pus eu. Eu și minunatul meu prieten vă spunem la revedere din gara centrală din New York. Bye!